Așa face și asta. Fix ce îi lipsea mașinii erau stopurile de facelift. Adică exact asta simțeam nevoie. Acum să punem niște stopuri de facelift care oricum nu se potrivesc. Adică trebuie să tăiem, să găurim. Să... Nu negociem cu teroriștii, frate. Taie! Îți garantez că ăla, în stânga, în cutie, în cutie, în stânga, ăla ia-l și pune la casă. Da, da, trebuie mai aproape și nu? Ce? Punem noi, facem noi. Mai prindem pe ăla vechi. Dacă vrem să-l mai prindem pe ăla vechi. Băi, și nouă tot tang ne-a ieșit, dar l-am luat la pilă. Vorba aia, dacă e ceva... Și băi, eu, cu sunete, cu astea. Mamă, cum intră asta aici să moară măsa, dacă nu... Intră ca un elefant într-un magazin de porțelanuri. Zi-mă ce fac. Seamă. Mult, mult, da? Bine, bine, bine. Zi. Mi-mi place la dentist. Jur. Place că-ți dă să te droghezi. A fost la un off-road, un off-road lejer și a strâns toate buruienile din lume. Ești nebun. Îi pui gaz? Acolo, în poziția aia, așa? Bă, ce nebunie, bă. Ia uite, bă, stă. Bravo, mă, frate, nici mai trebuie sudată. Da, mie îmi convine, vreau. Da, da, nu știu cum se încapă tot ăla acolo. Ba, da. Dă-i, tare, dă-i tare. Nu s-a mai muiat, e tot tare elevatorul. Hai, direct. Doare, nu? Înjură, înjură, că stai aici. Dacă înjuri. Așa. Așa? Păi, ba da, că îl tai la unghi. Îl tai? Drept. Bine, 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 hai să zice. O să iei și asta de? Nu. Hai că nu fac mizerie, jur. Nu, ține-ți terenul. L-ai cumpărat să fie... Îl duc afară. Nu te filmezi pe tine, doar elevatorul. De-aia durează mult, nu? Aha, știi de bă. De-aia durează mult, că ia elevatorul, e mult să coboare și să urci. Că altfel tu ai face în două zile, ești nebun? La elevatorul te ține o săptămână. Bara, mă. O tăiem și pat. Ne batem joc. A fugit cu țigările? Nasol. Sol bun. Foarte bun. Foarte bine. Îți aud rachetă. I-am dat 5.000, rece. Atâtea cauciucuri, atâtea înmatriculări, atâtea testări, atâtea nebunii. Am pus niște stopuri, să fie bine. Am păstrat numerele de la patrol, să-ți dea Dumnezeu sănătate, domnul Andrei Giuran sau Virgil, nu știu care dintre ei. Am îmbrăcat volanul. Am încercat și cotiera, dar nu ne-a ieșit. Schimbătorul nici nu ne-am atins. Am montat clapeta, ați văzut-o. Îi facem și o probă și dacă tot îi facem o probă, mergem să colantăm și masca. Vopsim și emblemele cu negru. Facem... E nebunie, mă. Nebunie, fii atent. Facem probă acum, dacă toți sunt aici. O, am lăsat clapeta deschisă.
De fapt, nu, n-am lăsat eu clapeta deschisă. Băieții ăștia care mi-au parcat mașina, probabil că au vrut și ei să vadă cum e V8-ul cu evacuare, dar eu vă arăt mai întâi cum e fără evacuare și după aia o să putem să comparăm treaba cu clapeta deschisă. Deci acum avem clapeta închisă, geamul deschis și am plecat. $2000, 1500, totul e liniștit, da? Bun. Ne oprim acum pe loc și deschidem clapetuța. Să vedem. Ia, fii atent. Am aici o telecomandă, pac. Am apăsat. Durează cam jumătate de secundă să deschidă. Merge mersul nostru, nu mai accelerăm că sunt copii pe stradă. Nu-i deranjăm. Ce-ai făcut, bobiță? Băi, eu n-aș vrea să vă spun cum se aude în limitare. Nici nu pot să vă arăt că e rece. Dar băi, băiatul, în limitare, înnebunești. E un AK-47 dezlănțuit, ești nebun. E ca și cum ei zice unui AK-47, frate, ai câte gloanțe vrei tu, fă-ți talentul. Și ăla începe ta 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 ta. Așa face și asta. Jur, mori. Mor de plăcere. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Adriene. Adriene, să-ți dea Dumnezeu sănătate, frate. Și putere de muncă. Băieții ăștia de la Luca .civirgulă Customs sunt cei mai buni pentru mine. Ești nebun? Cum pot să-mi facă masca colantat în 40 de minute? Ia vezi. Ce mai vrei? Aia e. Punem pe mașină. Top țăstan. 45.000. Rachet. Haide, filmăm? Mulțumesc. Da, mă. Am vopsit, am făcut, am șmecherit. N-am făcut curat aici să închid. Că asta am uitat să fac curat. Da? Am vopsit mânerele. Am făcut rost de capacul ăsta de aici. Care, fai de capul meu. Nu costă decât 2300 de lei. Și ciocul ăsta de aici de la cotieră costă 3200 de lei. Ceva de genul ăsta. În sfârșit. Ideea este alta. Am retapițat și volanul, dar cred că v-am mai zis asta. Ideea este alta. În momentul în care... Ce? Nu. No. Vezi? În momentul în care bag ea în contact, fiind Toyota, se mișcă volanul. Și după cum am auzit, scoate și niște sunete, niște... Bine, pe care nu le mai auzi. În momentul în care... Pornești mașina, dar na. A venit momentul să schimbăm bucșile de la volan, ca să nu mai avem scârțit, jocuri și alte chestii care n-ar trebui să fie. Hai să vedem cât durează treaba asta. Se demontează airbag-ul, are două șuruburi aici în lateral, după care iese volanul, după care desfacem chestia asta, care capacul ăsta, care oricum nu e bine prins aici, deci trebuie să rezolvăm și problema asta. După care ajungem la bucșile de la volan. Mai departe. Le-ai schimbat? Nu. Schimbă. Le-ai schimbat? Una? O bucșă? Două bucșe? Trei bucșe? Scârție? Păi nu l-am uns încă. Aici paxul ăla, uite aici. Păi da, trebuie uns ăla, că scârție. Dar parcă are viteză acum, nu? Dar tot tremură un pic, ha? De? Păi trebuie dat cu... Avem unde la lași prin? Nu e? Le-am uns, le-am gresat, nu mai scârție nimeni. Rezolv și cu ăla acolo să-l lipesc, sunt țiplă. Se montează la loc, se spală, se lipește totul, se face, se aranjează. Țac, 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 țac. Ca să fie totul. Cum? Țiplă? Dacă mă aud un scârțit, mor. Aud, gine, mă. Păi de capul meu. Păi bine, mă, dar am uns eu și am schimbat, s-aud din nou scârțit. Mama, e de treabă. Băi, băiatule, știi ce am pățit astăzi, mă, frate, mă? Păi astăzi mergeam așa pe stradă și la un moment dat vine unul lângă mine la semafor și îmi spune: auzi, băi, trageți dreacu pantalonii aia, că se vede crăpătura de instalator prin lunetă. Zic, băi, ești nebun? Are dreptate. Am folie de asta din 90s pe geamurile laterale ruptă, moartă și luneta, pentru că
băiatul ăsta care mi-a vândut mie mașina, a schimbat luneta și haionul, să-i dea Dumnezeu sănătate și mi-a dat și banchetă. N-am mai pus folie pe lunetă, îți dai seama. Și na, astăzi și cu semaforul și cu aia zic, gata, azi e o zi bună de pus folie. Și m-am oprit că aici la tovarășii mei. Fii atent cum intru, ești nebun? Ești prost. Vin cu autobuzul. Cred că se consumă 25 de metri de folie. Dar e ok. Nu mai puteam, ești nebun? A venit unul la semafor și mi-a zis, boss, trageți pantalonii, se vede crăpătura. Bine, frate. Și aia e. Scăpăm de asta, deci. Norocul este... Rămâne un pic de lipici, dar oricum e prietenoasă. Pentru că saltele, frate, care te chinui mult, coapte, rupte, știi ce zic? Nu mai ține plasticul ăsta pe folie și... Muncești mult de tot să o dai jos. Mult de tot. Noroc e prietenoasă. Bă, ce frumos. Poc. Bă, frumos. Las-o, țin-o de model. Fețele de uși de dubă. Băieții fac frumos când fac dubă. Știi? Eu n-am găsit să-mi îmbrace cotiera. Cotiera? Vino să vezi, te rog. Mi-am îmbrăcat-o băiatul ăla, așa a considerat eu că e culoarea care trebuie, înțelegi? Și ăștia în Danemarca au reușit să găsească mușamada asta să îmbrace aici unde trebuia să fie butoanele și aici unde trebuia să fie buzunarul, avem tot așa o placă pusă, tot culoarea asta. Și eu nu găsesc, mi-a făcut cotiera frumos. Aia e. Tot e bine, din trei elemente, volan, schimbător și cotieră, mi-a ieșit volan. E țiplă. Avem tot timpul înainte să pregătim la ea. Deja e mai neagră, mă, mie îmi convine. E bine așa. Dar da, așa, asta este the 90s. Așa arăta în anii 90 folia, avea tentă mov sau orice fel de tentă de asta frumoasă. Acum am reușit să avem folie cu tentă neagră. Neagră tuci, tăciune, așa cum e normal să fie. Nu mov. Adio mov. Băi, nu exagera că eu nu sunt pretențios. Dar astea, pretenții de astea să faci la clienții tăi. Da, vezi? Dacă o încălzești și nu te mai răsfeți, nu mai rămâne lipiciu pe geam. No? Mi-ai spus? Ție-ți spuneam, da. Folosește, frate. Băi, frate, folosește-mă, frate, ăla, încălzește-mă. Nu, mă, frate, vreau să mă răsfăț. Bine, mă răsfăț. Ei, a mai rămas un pic, da? Mult mai puțin. Treaba e mai bună. Mult ce altceva diferență de cel la pământ, zici, nu? Păstrează-o de mă. Dacă vrei, te-am cu ochelari. Bun, bun, băi, de bun. Merge treaba. Babuș. Hai, Luca, aici poți să-ți faci viața în porbac, aici poți să te și muți, dacă vrei. Da? Dau cu chirii, 100 de euro pe lună, nu e... Nu e mult. 100 de euro pe lună fără alte cheltuieli, adică nu mai ai curent, nu mai plătești întreținere, nu mai nimic. Doar chirie, așa atât. Și te-ai scos, ești nebun, te muți aici, bani, patul tău, viața ta. Nu e rău. Se îmbunătățesc. Hai mă, că se asortează cu vreo 800. Se vede bine, Bogdan, ești mulțumit, da? Pentru tine am pus-o. Adică se vadă brutal stax frumos. Pe fundat. Pune, frate, mai multe să fie. Așa arată, am pus luneta, geamurile laterale și ăsta micul de aici. De ca să vedeți diferența. Nu știu cât se vede, dar se vede dacă deschidem geamul. Dacă deschidem geamul, dacă deschidem ușa, că geamurile n-am să deschidem. Mov, negru, negru mov, mov, verde mov, verde, mov albastru, negru mov. Da. Ia mă să vedem și față. Nici nu e, e așa, nu știu, o să-mi dau seama că am folie doar așa, dacă mă uit din unghiul ăsta de aici. Ușile alea închise pe partea aia și... E... Și, dracu, se vede că am făcut 36 de ani. La 20 de ani era super dark black. Top sustant. Nu se vede decât în geam că dansez. Dansam, zic, și nu se vede decât în geam. A, v-am zis că masca e făcută tot aici? Cu autocolant? Nu v-am zis. Trebuie să știți chiar tot.
Cât de simplu e, mă, ești nebun? Păi, eu pui aici, faci bani o grămadă. Eu m-aș fi apucat să pun folie, adică nu mai stăteam în locul lor. Nu mai stăteam, spun. Băi, sper că vă place Toyota cum arată cu folie. Nu de alta, că dacă nu v-ar plăcea, o dădeam jos, să-ți dai seama. O să fac și un mic clip din mașină, să vedem cum se vede când plecăm acasă. Și dacă vreți să-i căutați pe băieți, îi găsiți aici. Foarte simplu. Asta e mașina. Ha? E defect profesional la mine. Da? O, nu știu, frate. Zi. Ce s-a întâmplat? Când vezi o mașină frumoasă. Da? Și are niște folii de alea, de așa. O, parcă nu păi, mai e la fel. Da, mă, frate, e la tine defect profesional. E la, cum e la mine, că mă uit la mașini și văd diferențele pe bări, pe aripi, pe, știi? Mă uit și văd, da, na, asta e. Da, îmi place. E mafioțească, fraiera. Fața e deschisă, frumos, elegant, spatele un pic mai închis, un pic mai mult mai închis, normal, așa cum trebuie să fie. Top sustand, da, mă, îmi place. Mie îmi place, frate, nu știu ce părere aveți voi, dar mie îmi place. Uite, se vede în față, adică nu e tăciune de ăla să zici, bă, frate, ai vopsit geamurile, știi? E ok, e finuță, elegantă, așa cum trebuie să fie. Trebuie să scap de asta odată pentru totdeauna de aici, că nu-l mai suport, ești prost! Cu folie. E, uite că e la fel. Nu? Adică, ce, voi simțiți că am folie eu în mașină? Păi eu simt doar la oglindă. Uite oglinda, dacă era fraierul ăsta la încărcat. O, ce frumos. Pac, acolo simt. Că mă uit în ea și s-a negrit oglinda, nu mai suportam, frate. În rest, geamurile laterale mega decente, față, spate, tot. Ce, nu? Mie așa mi se pare. Ce mai face ea? Așa-i place ei. Asta-i viața ei. V-am dat și sunet, v-am dat și clapete, v-am dat și stopuri și embleme și... Ce? V-am dat tot. Deja mă simt dezbrăcat în fața voastră. Parcă nu mai am ce să-i fac mașinii să vă arăt, a?